Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de ETS2 pe TrackSMP de pe acest canal. Pe acest server sunt undeva la 2500 de persoane. Am luat o cursă de aici din Paris cu destinația Calais. Am de parcurs 250 de kilometri cu acest tir, un man de 480 de cai putere. Transport niște butoaie goale, 9 tone. Ar trebui să ajung în maxim 3 ore. Nu uitați, dacă vă plac clipurile de genul, abonați-vă, dați un like. Așteptăm la semafor. Aia zic. În sfârșit. Rezervorul este aproape plin. Arată foarte bine acest man. Hai că fuge, nu glumăm. Deja 80 la oră. Limita de viteză este de 90. Ușurel. Imediat trec prin vamă. Mai plătim o mică taxă. Da, după cum vedeți, ninge, dar nu se pune pe jos. Aici este liber. Și am plecat. Deocamdată nu sunt obosit, deci nu voi opri în parcare. Suntem pe drumul național A16. Deja am parcurs mai bine de 50 de kilometri. Aia zic. Salutăm colegii. Apropo, pe această cursă luăm 4000 de euro. Să zicem că este o sumă ok, se putea și mai bine. Încă 150 de kilometri.
Pe aici e liber, ce să zic. O rută mai puțin circulată. Cea mai circulată rută este Duisburg-Calais. Totuși, de ce nu mă lasă să setez limita de viteză? Măcar la 80. Încă o vamă. O taxă de 44 de euro. Plătită de către angajator. Încă un coleg din direcția opusă. Frumos tirul, are girofare. Încă unul. Ultimii 80 de kilometri. Aici se lucrează intensiv. E doar el pe șantier. Ar trebui să ajung în maxim 40 de minute. Vine unul din spate, îl lăsăm să treacă dacă dorește. Stop corning, bro. Be patient. What happened to you? Be patient. Can't I get in front of you? Ma. Ce e aici? Mâncați aș gura ta, am ajuns la ruta aglomerată. Stop honking, idiot. Stop, stop, idiot. Gata, schimb frecvența că mă scoate din sărite. Și coborâm spre oraș. Avem drum liber. Asta e cu autocarul. Autobuzul. Mai plecăm și noi. Aoleo, ce-i în față?
Hai că plecăm dacă e. În sfârșit. Gata, am trecut. De aici e mai liber. Bine, pe partea cealaltă e jale. Imediat ni se impune limita de 60 la oră la intrarea în oraș. Pe aici, pe undeva, numai dacă această fabrică este la periferie. Ia uite ce frumos a parcat la tirul. Da, și avem de așteptat. Încet, încet ne mișcăm. Foarte puțin până la destinație. Un kilometru. Dar uitați cât a coada. Încercăm o românească. Dacă trec ăștia de pe sensul opus, mai face și accident. Acum cred că este momentul potrivit. Hai că poate mă las asta în față, sperăm. S-a încercat. Acum așteptăm. Uite-l, mă, pe ăsta cum s-a băgat în mine din partea... Ăsta nu e... Nu e normal. Ce să fac, prietene, mă bag și eu pe unde pot. Acum nu mai pleacă tirul, s-a blocat. În sfârșit. Opa, ce cu acel martor? Ar mai fi una să plece bani acum. Gata. Nivel 10, meseriaș. Cam atât și cu acest videoclip. Mersi de vizionare. Ne auzim data viitoare. Pa, pa.